sa ai sac de box în apartament, asta înseamnă să stai în bercenii. Te mai duci un pic în bucătărie, te mai rogi la în boca, după care revii și dai un picior în sacul ăsta de box. Îți dai seama să-ți cumperi un duplex de 300.000 de euro și să vină cu monitor cu tub? Tare! Puterile! Ce fac mă puterile? Andrei tocmai ce a ajuns acasă a fost în mol Andrei și Andrei și a achiziționat, atenție, această pereche de nesimțiți. Uitați-vă, bă, tată, bă, uitați-vă puțin la Adidas și ăștia cât de nesimțiți par, a? Acum voi ce ziceți? Par scumpi, par ieftin, cam cât credeți voi că au costat acești Adidas? Vă las să ghiciți în comentarii, o să vă zic oricum la sfârșit ca să fie un pic tensiunea mai mare. Numai la Pro TV. Până una alta, astăzi este pe bază de apartamente sau pe bază de investiții, ca să zic așa. Știți anunțurile alea cu apartamentul bunica sau casele alea care mai au puțin să pice pe tine? Cu siguranță le știți pentru că ne-am mai uitat la anunțuri de genul și am zis să facem și partea a doua pentru că de ce nu? Ce nu am putut eu să înțeleg niciodată la anunțurile astea este descrierea. În foarte multe anunțuri de genul găsim o descriere din aia cu ideal pentru investiție. Și te uiți așa un pic la casa asta și te întreb care investiție, ce investiție asta bătată, bă. bă Strănuți mai tare și pică casa pe tine, adică despre ce investiție vor bem mais Dar da, cu siguranță este foarte mult research înainte și aici vorbesc la modul general în caz că vreți să vă cumpărați ceva, să investiți în ceva anume nou. Ar fi bine să te informezi cât mai mult și cât mai bine despre domeniul respectiv pentru că după aia s-ar putea să spară rău. Că veni vorba de investit, vreau să vă anunț că acest clip este sponsorizat de Binance și vreau să vă vorbesc puțin despre educație financiară și ce este Binance mai exact. Ei bine, Binance cu sprijinul ONG-ului România lansează școala Crypto, un proiect de educație în limba română ce debutează cu un set de module online menite să explice în detaliu și pentru înțelesului fiecărui utilizator fundamentele și mecanismele pieței cripto și nu numai. O să vă las și vă o link în descriere pentru mai multe detalii. Puteți să vă faceți și voi cont folosind linkul din descriere și atenție, utilizatorii noi care nu au cont deja primesc și 10 dolari folosind codul școala cripto. Campanie valabilă până pe 5 aprilie. Și chiar mi se pare super tare că cei de la Binance pun aceste cursuri complet gratuit pentru toată lumea. Repet, cursuri în limba română și cursuri care sunt foarte bine structurate și sunt foarte multe informații utile, toate adunate în același Loc. În primul curs ni se vorbește despre fundamentele blockchain-ului, de exemplu. Pe doi avem așa, fundamentele cripto, descentralizare, Web3 și metaversul, bazele tranzacționării și pe 6 avem strategii de tranzacționare și investiții. Cei de la Binance, atenție, au și o colaborare cu Universitatea din Oradea, care la rândul lor promovează educația financiară. Adică hai să nu facem un promul la bancă ca să investim în cripto, de exemplu. Mi se pare că în domeniul financiar învățarea este necesară și continuă și aici vorbesc la modul general, indiferent că vorbim de cripto, bursă, imobiliare și așa mai departe. Așa că aveți grijă de banii voștri și repet încă o dată informații vă cât mai mult și cât mai bine despre acel domeniu. Și da, aveți toate informațiile în descriere, repet încă o dată în caz că sunteți curioși, să aruncați și voi un ochi să vedeți despre ce este vorba. Cu plăcere! Și revenind la clipul nostru, haideți să vedem apartamentele alea bune unde ne sugerează mulți oameni să investim, să vedem și noi despre ce investiție este vorba. Casa de două camere de 63 de metri pătrați în Malanș. Deci bine n-am pus omulețul ăsta și avem imaginea asta. Aici nu trebuie să strănuți de două ori, aici o odată și pică casa pe tine sau ce e asta. Zici că e după apocalipsa zombie, bă tată, ce se întâmplă pe aici? De ce ai da 83 de mii de euro ca să stai aici în primul rând? Asta este întrebarea. Și de ce ai da 83.000 de de euro în primul rând pe casa asta? Real, casa asta pică căpătine. tine. Hai să zicem, poate nu știu, dacă arăta casa mai decent și ziceai, da, domne, mă mut acolo, mi iau o casă de asta de vacanță, mă mut acolo ca să iau aer curat, să respir aer curat, că m-am săturat de Bucureștiul ăsta. Așa da, aș putea să înțeleg, dar dacă ne uităm din nou la imaginile astea, ce aer curat, respira aer mai curat în Cernobul decât îl respira aici în Malanj, băi. Aici cred că stă vrăjitoarea din Malanj sau ce se întâmplă. Și uitați-vă puțin la pozele astea de prezentare, te bagă în depresie efectiv. Deci avem poza asta, după care avem poza asta din 54. Voi vă Dă că oamenii au zis, bă, ce poze bune de prezentare, inclusiv astea, alb-negru, extraordinar. Mai avem și poza asta aici, nu știu exact ce se întâmplă, pare că a dat cineva cu capul sau da din interior. Pare că are un cucui casa, ce treaba asta, ce se întâmplă. Eu cred că dacă ne chinuim puțin, observăm și pe în poza asta, sincer vă zic. Trebuie să fie vreun extraterestru prin poza asta. Ce mi se pare fascinant, că nu avem poze din interior, adică astea sunt pozele patru poze mari și late. Eu cred că și oamenii ăia, omul la care a făcut pozele astea, nu a intrat la interior să facă poze de frică să nu pice casa pe el. Mai departe avem și acest apartament de două camere, etaj 2, Alexandru Vlahuța, în Focșan, Vrancea, 56.000 de euro, 499, numai la Pro TV. Acesta dispune de utilități precum apă. Avem apă. Să ai apă în 2024, ceva extraordinar. Curent, avem și curent și gaz. Apartamentul este izolat, cum o să fii și tu dacă te muți în foc și în vrancea. Avem perdea asta săraca dintr-un capăt în altul, perdea transparentă, adică la ce -o mai pui, că oricum intră lumina pe aici inclusiv pereții, par murdar și galben, asta este moartea pasiunii. Îmi place totuși că în descriere ne menționează oamenii că imobilul necesită renovare, sau mă rog, renovare. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta telefonic. Într-adevăr, când vă treabă asta, chiar vreau să sun să mă duc să-l văd la fața locului, pentru că este foarte mișto. Imaginea asta este din celălalt unghi și vreau să apreciem medicamentele de pe măsuță. Dacă îți cumpere așa ceva, ne apreciază. Și ce treabă asta verde de pe poster alge? Ce sunt astea? Lustra asta pe vremea lui Ștefan cel Mare și mă impresionează maxim și becul ăsta merge doar un bec, adică. Apartamentul ăsta mai bine îl lași fix așa cum este și îl faci atracție turistică. Și ce nu suport eu la apartamentele astea că bă, oamenii nici măcar n-au bun simț să-și ia bunurile de pe jos sau ce sunt astea. Cât de greu e mă frate să te aplezi să iei alea și să faci poza după. Că până la urmă vrei să vin treaba asta, nu? Bine, oricum bunurile astea sau ce ar fi alea? sunt ultima problemă din imaginea asta. Adică peretele ăsta avem și covorul ăsta care pare că n-a mai fost spălat din 74, niște chestii random pe aici în dreapta, biblioteca clasică pe tot peretele care ocupă spațiu degeaba. Și îmi place totuși că avem poza asta, sunteți pregătiți, da? Deci uitați-vă bine la poza asta, după care urmează poza asta. Aceeași poză puțin editată sau nu, nu înțeleg ce se întâmplă. Asta este baia, apropo, 56.000 de euro, îmi place sârma asta sau orice ar fi chestia asta, ce, ce legătură, ce, ce, se întâmplă, ce faci aici, te spânzuri pe asta, ce faci, intri în baia asta, te apucă depresia, intri aici, plângi și îi zice că bă, dacă am 56.000 de euro în cont, așa sunt șmecheră și după aia vezi ce-ți cumpără 56.000 de euro, vezi baia asta și te apucă depresia și mai rău. Băile din pușcării cred că sunt mai curate și mai moderne decât treaba asta. Trecem la un apartament de trei camere, două băi de comandat apărătorii patriei, un apartament din București de data asta, Bercen, sectorul 4, la 87.000 de euro. Apartamentul ăsta ar putea să ia premiul pentru cel mai urât tapet al anului. Deci, apreciez eu maxim, este acest tablou cu Arsenie Boca, după care avem așa, poza asta de living și cu sacul de box. Să ai sac de box în apartament, asta înseamnă să stai în berceni. Te mai duci un pic în bucătărie, te mai rogi la arsenie boca, după care revii și dai un picior în sacul ăsta de box. Sunt curios dacă ne menționează ceva ăștia de sacul de box în descriere. Îl bagă și pe ăsta la utilități și că rea imobiliare vă propune spre vânzare un apartament de comandat cu trei camere situat între șoseaua Tenisei și șoseaua Bercen cu acces la metro apărătorii patriei. În caz că te caută dușmanii, ai metro aproape. Și să înțeleg că rea imobiliare este Femeie, dacă era bărbat, era rău imobiliare. Se vinde nemobilat aparent, văd aici în descriere. Dar nu înțeleg, dacă se vinde nemobilat, de ce mai faci poze mobilat? Măcar să scoată și tapetul ăsta de pe pereți, dacă tot... Și să-mi lase sacul de box. Fără sac de box nu cumpăr, domne. Avem și garsoniera asta mobilată și echipată la 79.000 de euro, 500. O garsonieră în Cluj, aparent. Garsonieră de 28 de metri pătrați. 80.000 de, de euro. Se vede că suntem în Cluj, bă, tata. Se vede că am ajuns în Cluj. Cum mă să ceri 80.000 de, de euro pe o garsonieră de 28 de metri pătrați în Cluj și să-mi dai poza asta? cei poza asta? cei cu ceasul ăsta aici? Apare că la fix bubuie. Incredibil, garsonieră mobilată și echipată. Echipată cu ce? Cu icoane pe pereți? Cu ce este echipată? Cine ar fi, mă, cu Care dobitoc s-ar găsi să dea 80.000 de, de euro în Cluj? Nici măcar nu știu că e o zonă bună asta, nu știu păr în centru Ăsta e centru. Și pe aici se află garsoniera asta, adică nici măcar în centru pare că nu e. Pare că a fost ceva office înainte sau... Dar asta nu pare garsonieră. Astea sunt toate pozele. Avem trei poze mari și late. Asta nu este o investiție bună, copii. Asta nu este o investiție bună. Și dacă nu v-ați făcut nervi până acum, credeți-mă că o să vă faceți nervi acum. Uitați-vă puțin la apartamentul ăsta cu două camere în ora Bihor. Apartament de 52.000 de euro deja. Uitați-vă puțin ce se întâmplă aici, vă. Nici nu știu adică nici măcar nu mi se pare amuzant. Mi se pare trist, efectiv. 37 de metri pătrați. cei cu jegul ăsta? ce cu jegul ăsta? Cum să pui jegul ăsta la vânzare? Bă, și la ghiena de gunoi real, și la ghiena de gunoi mai curat decât aici. Uitați-vă puțin la imaginea asta, la fel. Ce se întâmplă aici? Bă, în Prison Break, când a ajuns Michael Scofield în Prison Break, în sezonul 3, a ajuns în zona la pușcărie. În zona la pușcărie era mai curat decât, decât, decât aici. În pușcărie cred că în Rahova, în asta e mai curat decât ce se întâmplă aici. Apartamentul ăsta efectiv, lu ăsta trebuie să-i dai foc și atât, e singurul lucru util pe care poți să-l faci. Mamă, ce m-am enervat. După ce arată că la pușcărie în interior, mai avem și gratii aici la geamuri. Te simți ca la pușcărie și la pușcărie te simți mai bine decât aici. E mai curat pe scara blocului decât aici. Uitați-vă puțin. Cine sunt oamenii ăștia, bă, tată, bă, cine sunt oamenii ăștia? Și v-am zis cumva, înțeleg, bă, că moștenești apartamentele astea și vrei să faci profit să le pui la vânzare fix așa cum sunt, să faci profit. Dar care ar fi prostul să-ți dea banii pe apartamentul ăsta în halul ăsta? Ce mai avem? Apartament 3 camere la Dristor în București. Hai să vedem. 93.000 de, de 92.000 de, de euro. Poza asta de prezentare. Ce yes. Ai văzut poza asta? Gata. Suni. Pui mâna pe telefon și suni. Cum îl cheamă pe ăsta? sau pasta, Ioana. O sunt pe Ioana și îi zici Ioana, îmi place foarte mult apartamentul ăsta, vreau să-l cumpăr. Faza e că dacă faci un pic mai mult research, poți să găsești ceva, v-am zis, mult mai de 2024 decât, decât ce se întâmplă aici. Uite, apartament 3 camere, în Sibiu, 100.000 de euro. Ăsta, mă rog, arată chiar ok. A, că nu e chiar așa Față de ce am văzut până acum, 57 de metri pătrați în Sibiu, mă, 100 de mii de euro. Cum în Sibiu 100 de mii de euro, 57 de metri pătrați? ci cu prețurile astea? Adică pentru Sibiu mi se pare enorm de mult. 110.000 de euro apartament cu două camere. Unde asta? În sectorul 5, 13 septembrie. Sunt complet dezamăgit de anunțurile astea, de apartamentele astea. Îmi vine să plâng îmi vine să plâng. uitați l și pe ăsta apartament, două camere, metrou titan cu lustra asta aici, direct iluminat, tată, incantații, se întâmplă ceva, vine vrăjitoarea bunii, faceți niște vrăji cu lumânări, lumânări, tată, lumânări. Și icoana asta aici, te rogi la Dumnezeu pentru ceva mai bun. Frumos de tot și dormitorul ăsta îmi place mult de tot cu leu ăsta, leu ăsta mă convinge, am văzut leu ăsta, vreau să cumpăr. Forța steaua, ce să zic, cu Așternut ăsta cu lenjeria asta. Mai avem și un apartament central, atenție, în Toploveni, Argeș, la 97.000 de euro, de 82 de metri pătrați, 3 camere. Legit și Nokia în 97 făcea poze mai bune. Cu ce fac oamenii ăștia poze? Eu nu înțeleg, bă, tată, bă. Și un telefon de 500 de lei face poze mai calitative de atât. Cu pozele astea, cu calitatea asta, bă, nu-ți vinzi apartamentul. Cu pozele astea te faci de râs pe internet. Vine un dobito ca mine și face mișto de pozele astea. Și ce ar trebui să înțeleg real din imaginea asta? Adică oamenii n-au făcut poze la canapea. Și asta e baia. Uitați-vă puțin la baia asta. Dacă stai mai mult de 10 minute în baia asta, efectiv te dor ochii. Să ne uităm puțin și la acest duplex la unirii de 300.000 de euro. Haideți să vedem cine cumpără 300.000 de euro. Pe splaiul unirii se află acest duplex. Duplex de 130 de metri pătrați, 4 camere etaj 7 din 8. Vă propunem spre vânzare un apartament cu 4 camere duplex confort și lux situat în zona Unirii. Haideți să vedem cum, ce înseamnă pentru oameni ăștia lux. Avem imaginea asta Poza de prezentare, care, hei, doamne ajută nu mai e pixelată. Păi cu 300.000 de euro, bă, să faci casă de la zero, ți-o faci pe gustul tău și să faci casă bombă. Da, mă rog, whatever. Poate nu-ți faci casă fix în centrul Bucureștiului, unde e situat duplexul ăsta. Da până la urmă o faci pe gustul tău. Aici dai 300.000 de euro, după aia mai trebuie să investești rostă de mii ca să o faci pe, să faci duplexul ăsta pe gustul tău. Îmi place maxim. Uh cearceaful ăsta pare mai mult o față de masă decât cearceaf. Ce e ăsta? Și poate duplexul ăsta, cum au zis ăștia, cum s-au exprimat aici, că este confort și lux. Da, era lux, poate duplexul ăsta era lux acum 20 de ani. Acum în 2024 nu știu dacă mai putem să denumim treaba asta ca fiind lux. Adică uitați-vă puțin și la imaginea asta, o cameră pentru minioni, nu știu ce se întâmplă aici, avem în continuare monitor cu tub. Îți dai seama să-ți un duplex de 300.000 de euro și să vină cu monitor cu tub? tare. Nu știu, decât să-ți placă zona foarte mult și să fii dispus să mai investești vreo 100.000 de euro după aia. Dar cu 300.000 de euro, bă, nu-ți faci. Cu 300.000 de euro să faci două case, despre ce vorbim. Cu plasa asta te duci și ei prins pește. Ce faci cu plasa asta? O desfaci de aici, o pui la poartă. Vă jucați 21. Ce se întâmplă? Alt apartament de două camere de data asta, 67.000 de euro. Progresul Baia Mare. Apartament de 43 de metri pătrați, două camere, etaj 1. Haideți să vedem poza. Boom! asta este poza. Eu înțeleg, v-am zis că foarte multe din apartamentele astea sunt moștenite și că oamenii n-au na, bani să investească și vând apartamentele respective fix așa cum le vedem noi acum. Dar în același timp dacă faci research puțin mai mult o să găsești probabil apartamente mult mai de 2024 la același preț. Până la urmă na, fiecare are dreptul să-și încerce norocul. Poate sunt oameni interesați de așa ceva, poate să vând apartamentele astea. Mă înduiesc, totuși, dar poate cine știe. Never say never. 300.000 de euro, apartament la casă de vânzare, 130 de metri pătrați, garaj, pivniță, în Sibiu. Vă propunem spre vânzare un apartament cu ochet la vilă în Sibiu, o proprietate deosebită situată în zona centrală. Apartamentul are 4 camere și o suprafață utilă de 130 de metri pătrați. Finisaje și mobilier de calitate lemn masiv. Au nebunit ăștia cu lemnul masiv. Pereți și ziduri de 60 de centimetri. Îmi place că în 300.000 de euro avem și pereți și ziduri. M-au convins deja, trebuie să mai fac rost de 300.000 de euro doar și o să le fac o ofertă Asta la fel este imaginea de prezentare Pare că Alfred cu Batman stau aici, nu? Ușile astea în schimb pare că sunt de la Arkham Adică intri aici și intri la nebun direct Vorbești cu psihiatru aici avem și dosarele astea, unul roz, unul albastru, e clar ce se întâmplă. Camera asta pare a fi sala de așteptare, aici vin prietenii, rudele, vin în vizite să vadă ce mai faci, dacă ești întreg la cap, dacă ai pățit ceva, dacă să-ți mai aducă ceva de mâncare, foarte frumos. În camera asta pare că se întâmplă în adică aici pare că sunt interogați infractorii, e ceva rău de tot. Avem și bucătărie foarte cochetă de altfel, zici că e camera aia în care te ține e în cămașe de forță aici. Iar asta este cea de-a doua cameră unde vorbești cu psihiatru cu psihologul. Vii aici, te pui frumos pe pat, psihologul stă aici, avem și planta asta extraordinară și începi să îți pui problemele. Ce te frământă în viață? Vorbești cu psihologul, cu psihiatru, o să te ajute. Aici este camera de antrenament, aici înveți să tragi cu pistolul. Tragem vazele astea, vedem, putem observa că unele dintre ele nu mai există. Le-a cineva, s-a antrenat bine, a tras bine cu pistolul. Și avem și ceasul ăsta cu cuc la 12.00, când iese cucu, zice cucu, tu tragi cu pistolul în aceste vaze. Trebuie să te sincronizezi, este o chestie foarte dificilă. Se învață, într-adevăr, necesită multă muncă și așa, dar se învață, adică este vorba de practică. Pentru pifnița asta totuși m-aș muta acolo. Nu știu, pifniță sau pare că e pifniță, nu? În caz că vine apocalipsa cu zombie, asta este bună. Poți să-ți faci și niște vin, îți pregătești. Și oricum, dacă bei 4-5 litri de vin și așa, prins curaj, ieși cu maceta la ei, le tai capul și -a -a e legat de Adidas și ăștia, bă, au fost 200 de lei, dacă vă vine să credeți, din Zara. Adică pentru 200 de lei, bombă! Cam, cam asta mi-am adus aminte să vă zic și prețul. Și cam atât. Andrei părăsește, nu uitați de oamenii la Binance, vă pun toate informațiile în descriere. Din nou, repet chestia asta și ne auzim data viitoare. Nu uitați că mă găsești și pe contul de Instagram, andrei.cosmin.n Nu uitați să dați și un subscribe la canal să prindeți notificările și, repet, ne auzim! Data viitoare numai la Andrei Cuzmin pe canal, numai la ProTV.